Are carte, are și partea de bătaie. Prima româncă de la box calificată la Jocurile Olimpice, este pasionată de psihologie și citește pe rupte. Fără cărțile citite, n-ar fi ajuns vicecampioană mondială. Asta spune despre ea Lăcrămioara Perijoc, singura româncă de la box calificată la Paris. Ea e pasionată de psihologie și dezvoltare personală. Uite, Psihocibernetica este o carte care mi-a plăcut foarte mult. Este despre corectarea imaginii de sine. Am citit-o acum mulți ani și m-a ajutat enorm de mult. Cartea asta e genială. Cred că am citit-o de 3 ori. La anul, Lăcrămioara vrea să ia medalie olimpică și să se înscrie la Facultatea de Psihologie. Degeaba îți antrenezi corpul și fizicul dacă mintea ta rămâne în urmă. Întotdeauna ea a dorit să cunoască cât mai mult, să învețe cât mai mult.